care eu îi iubesc, cu toate că o cunosc de puțin timp și pe care, ca să nu deranjez, îi voi aduce microfonul. Vă mulțumesc, dragi! Această sală s-a încărcat de magnetism. E un magnetism care o să ne cutremure până dincolo de marginile pe care le suportăm. Doamna mea, dumneavoastră veți încheia totuși ultimul cuvânt. Râmpuș a spus că nu o să mai fim copii, nu o să mai fim. Dumneavoastră rămâneți și, după cum se vede, sunteți un copil mare și, așa cum a spus, un copil adult care ne-a dat bucuria pe care ne-o dau copiii și arta dumneavoastră, iertați-mă, dar arta naivă a dumneavoastră este de excepție, poate mai mult decât altele. În același timp, nu uitați că dacă ați convins un singur om prin articolul dumneavoastră de educație sanitară, altfel cum să-i spun, alcoolul și îndunul, puteți convinge mai mulți și hai să facem, dumneavoastră ați spus din artă să facem ceva convingător, dar faceți din articolele dumneavoastră, veniți la istoria medicinei și într-adevăr să vedeți ce lucruri minunate o să propagăm. Nu uitați că după ce ați povestit aici, poate eu știam povestea, nu uitați să povestiți despre copila din Irlanda sau din Islanda care a învățat românește prin poveștile dumneavoastră. Mulțumesc! Să ne vedem aici, doamna!